seara aceasta aș vrea să citesc un pasaj frumos din Cartea Judecătorilor. Judecători, capitolul 15, versetele 14 la 19. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Când au ajuns la lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funile pe care îl le avea la brațe, s-au făcut ca niște fire de in ars în foc și legăturile i-au căzut de pe mâini. El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna și a luat-o și a ucis cu ea o mie de oameni. Samson a zis, cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, cu o falcă de măgar am ucis o mie de oameni. După ce a isprăvit de vorbit, a aruncat falca din mână și locul acela s-a numit Ramat Lehi, aruncarea fălcii. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis, Tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor neteați împrejur. Dumnezeu a despicat cărpătura stâncii din Lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut Duhul i s-a întremat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En -hacore, izvorul celui ce strigă el, este și astăzi la lehi, amin. Frați și surori, mai rămâneți doar puțin în picioare, vi se pare poate ciudat că spun acest lucru, dar uneori mă simt ca un elev care și-a pregătit lecția cât a știut de bine, dar trebuie să o prezinte în fața unui învățător foarte atent, un învățător iubit, dar exigent. Așa sunt eu în seara aceasta și de multe ori când vorbesc și aș vrea să îl rog într-o rugăciune sucurută pe Domnul să îmi dăruiască înțelepciune, lumină și claritate în ceea ce am de gând să spun. Tatăl nostru atotputernic, binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru cântările frumoase și pentru șansa de a ne lăsa cercetați de Duhul Sfânt în seara aceasta la rugăciune. Îți mulțumim pentru tinerii care acu două seri s-au bucurat și au strigat cu voce așa de proaspete către tine, Doamne, în rugăciune. Îți mulțumim pentru frați și surori, pentru oaspeți și te rog, în seara aceasta, dă și din cuvântul tău, Doamne, dă din pâinea ta cea coborâtă din cer, din cuvântul care transformă, din cuvântul care ne, ne schimbă viețile mai mult după planul și voia ta. Și îți mulțumim că tu ne asculti și te slăvim, Doamne, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați loc acum, dragii mei. Mai întâi, în introducere, aș vrea să vă spun despre Delia, o colegă de-a Daniele și cu mulți ani în urmă, când eram tineri căsătoriți, am cunoscut-o și eu personal pe Delia și Daniela mi-a povestit soția mea mai multe despre ea. Delia era o credincioasă ortodoxă după denominația și catastivul bisericii. Dar ce am văzut la ea, nu am văzut la mulți credincioși evanghelici. În fiecare seară când venea o oră anumită, mai des era ora nouă, Delia lăsa totul și mergea în camera ei cu Biblia și acolo petrecea o oră. Mai târziu, după ce au trecut ani, nu i-a mai ajuns o oră și a trecut la o oră și jumătate sau două, dar petrecea o oră în citirea Scripturii și în rugăciune. Și în casă răsuna din când în când, prin casă, la ora aceea răsuna liniște, Delia se roagă. Au fost și cazuri în care împreună cu colegii, împreună cu prietenii de familie, un grup mai mare, au plecat cu corturile, cum era atunci, erau condițiile mai slabe, au primit aprobare să plece în Ungaria și în Ceoslovacia, cum era atunci, în vacanță și s-au dus cu corturile s-au dus acolo și știți cum e în zona de corturi, se mai face câte un foc de tabără, oamenii din lume mai ciocnesc un păhăre la lumina flăcărilor, mai prăjesc ceva acolo, mai o glumă mai cu minte sau mai necuminte, așa cum se întâmplă în lumea aceasta. Dar după ce se făcea ora nouă, ei continuau acolo cu voce ridicată și deodată cineva din grup spunea, liniște, mai încet puțin, Delia se roagă. Dragii mei, de până amintirile și mi-aduc aminte de la noi de acasă. Dacă venea unul dintre noi, că am fost cinci copii, trei băieți și două surori, dacă vreunul dintre noi venea mai târziu, venea acasă seara, se întâmpla uneori că venea și vesel îi saluta pe ceilalți cu vocea mai tare. Unul dintre ei spunea imediat, Nuțu, Cornel, Letiția, liniște, mami se roagă. Uneori, tata era la slujbă, dar uneori era și la casă. Duminica sau când schimba tura, că lucra în trei ture. Uneori când venea vreunul dintre noi acasă târziu, același lucru. Liniște, mai încet, mami și tati se roagă în camera alăturată. Și câteodată unul dintre noi spunea, știți ce, Haideți și noi să ne rugăm împreună cu ei și mergeam puși puș, liniștiți, ne puneam pe genunchi lângă ei și atunci rugăciunea se încingea și mai tare. De ce? Mami și tati erau plini de bucurie că noi, fără să ne cheme ei, am mers și ne-am unit vocile în rugăciune. În seara aceasta, dragii mei, mesajul meu se intitulează Liniște, Samson se roagă. Mai întâi aș vrea să povestesc despre crizele pe care le-a întâmpinat și le-a traversat Samson chiar în preajma acestui eveniment. O criză a fost în versetele chiar dinaintea uh, a ceea ce am citit eu aici, dar înainte de a vorbi despre crize propriu-zis, aș vrea să menționez câteva lucruri, să contextualizez puțin, să înțelegem. Unde a fost plasat Samson? Ce vremuri erau atunci în Israel și în Iuda? Erau niște vremuri în care la sfârșitul cărții judecătorilor cronicarul spune pe în vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce vroia. Nu fiecare făcea ce vroia Domnul, fiecare făcea ce vroia. Vremuri de apostazie, împrumutaseră idol de la popoarele un pic mai avansate tehnic. Din jur, în special filisteni, erau mult mai avansați tehnic. Și le pădaseră legea lui Moise, era harababură mare, pe fondalul acesta. A de filisteni vreo 40 de ani. Îngerul Domnului se prezintă la manual, la soția lui întâi și apoi la el, și vestește nașterea unui băiețel. Nașterea unui băiețel. Și încă de la vestire îngerul spune, acest băiat este deosebit. El va începe, nu zice că va sfârși, va începe să izbăvească pe Israel de sub dominația și asuprirea filistenilor. Dar băiețelul acesta va fi închinat lui Dumnezeu Băiețelul acesta are un destin special în planul Dumnezeu de izbăvire, în promisiunile Marelui Dumnezeu al lui Israel. El avea un rol aparte de a începe izbăvirea, dar trebuia să respecte niște lucruri încă din burtica mamei lui. Mama lui trebuia deja să respecte uh, condițiile pentru nazireat i-a spus ce trebuie să mănânce, de ce să ferească, să nu bea nimic amețitor și așa mai departe. Și nazirei pe vremea aceea, adică persoanele închinate lui Dumnezeu, uneori era pe o durată limitată, jurământul de nazireat, alte ori, ca și în cazul lui Samson, a fost pentru întreaga viață, a fost tot destinul lui să fie străbătut de acest lucru, de o închinare a lui pentru o lucrare cu totul și cu totul dumnezească și aparte. Ceva măresc, ceva extraordinar și el trebuia să îndeplinească acest nazireu când a crescut încă de băiat, încă de tânăr, el trebuia să împlinească cel puțin trei condiții. Mai întâi, părul lui trebuia să cadă în, în bucle bogate pe spate și briciul, lama, forfeca, cuțitul, ascuțit. Nu trebuia să se atingă de părul lui. Trebuia să crească mereu, să crească tot mai lung, sigur, crescând ani și ani de zile la o persoană activă, se mai roade, nu crește chiar până la tălpi. Devine totuși manageable, se poate, se poate trăi cu el, dar era ceva care îl distingea toți, pentru că nici pe vremea aceea bărbații purtau părul mai lung de cum îl avem noi astăzi, sigur, mai ales față de stilul acesta american militar, nu? E frumos, le stă bine, atunci era un pic mai lung până la ceafă, până aproape pe umeri, dar nu să curgă în spate la bărbat, dar părul bogat al lui Samson curgea pe spatele lui în șuvițe groase și nu trebuia briciul să-l atingă, dar el nu trebuia să atingă de băutură alcoolică. El era închinat lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu să lucre în el, inspirația lui Dumnezeu, nu ideile pe care sau poftele pe care alcoolul le dă mână în mână cu asta, sigur, cu aceeași condiție cu alcoolul era să mănânce curat, să mănânce coșe. Asta era pentru tot Israelul să nu mănânce ceva pângărit, ceva spurcat, ceva necurat din punct de vedere ritual, din punct de vedere al legii. Și de asemenea, era un tabu să nu se atingă de vreun cadavru. Nazireul nu era voie să se atingă de niciun cadavru. Deja unii zâmbiți dintre voi. De ce? Fiindcă știți că Samson n am împlinit dintre acestea decât una singură. Le-a ignorat, nu i-a apăsat. Samson acesta a fost un curajos cum n-au fost mulți. Foarte, foarte curajos. De o îndrăzneală formidabilă. Fizic, eu îl văd ca și pe un bărbat puternic, musculos, dar nu supraom. Nu supraom. Îl văd ca pe un bărbat obișnuit, dar cu mai mult antrenament, probabil și un pic mai, mai vânjos, un pic mai musculos. Dar nu-l văd un Hercule, nu-l văd un Goliat, nici de cum. Și, în schimb, era foarte creativ în metodele lui. Uh, îți vine și să râzi și să ieși și uimit. De unde să-i vine lui ideea asta să răzbune pe filisteni, să-i pună la punct, să le dea una grea? Să prinde vulpi le leagă două câte două și fă clie în coada vulpilor. Îți trebuie o gândire foarte inventivă. Dacă ne uităm, omenește avea niște calități, îndrăsneală, creativitate, era patriot bun. Doria să-i pună jos, la fiecare colț să le dea câte una. De ce era voia lui Dumnezeu? Se scoată afară din țară, să fie, erau o capcană, ei erau rânduiți de Dumnezeu filistenii să fie, să fie, ei asupriți, nu invers. Doar datorită neascultării s-a întâmplat că ei au ajuns evrei asupriți. Dar omul acesta așa de plin de resurse, așa de potrivit pentru chemarea lui, avea un caracter foarte neplăcut. Era un narcisist. Poftele lui, eu lui, erau pe primul plan. Nu găsim aproape deloc decât în momentele crizei, a treia în cazul acesta, vedem cum începe să-și aducă aminte că este un Dumnezeu care lucrează prin el, că nu face ce face prin mușchii lui puternici, și face prin cercetarea, prin voia, prin planul dumnezeiesc. El ignoră uh, regulile de nazireat când s-a dus prima dată, când a omorât leul acela, cum l-a omorât? Mușchii lui tari. Nu, a venit o îndrăzneală, a venit un foc dumnezeiesc. A venit Duhul Sfânt peste el. Duhul Sfânt a venit peste el. Dar știți cum cuvântul acesta de a venit, m-am uitat în Scriptură și m-am umplut de bucurie. Mai exact, s-a năpustit Duhul Sfânt peste el. S-a grăbit, s-a repezit Duhul Sfânt peste el, dragii mei s-a repezit, s-a năpustit dul Sfânt peste el și atunci corpul lui a primit calități, a primit puteri și îndrăzneală. Eu cred că leu acela a rămas și el. Unde să vadă leul lui? Toți păstorii fug de leu, se adună în grupuri și în jurul lui, strigă să fugă și nu fuge, își mănâncă, scrie în Biblie și așa e și în realitate. Își mănâncă mielul sau oaia liniștit, se uită numai la ei și continuă, mai rage câteodată și păstorii stau în jurul lui cu ciomegele și nu se apropie mai mult, că e bai. Dar și leul cred că a fost paralizat când Duhul Sfânt a venit și l-a apucat și cu așa putere încât l-a sfârșit, cum sfârși un mieluț, un mieluț nou născut. Dragii mei, el, când s-a întâmplat lucrul acesta, tura următoare când a trecut pe acolo, a atins cadavrul leului. A luat mierea din cadavru. A mâncat cu nepăsare din mierea ce era interzis, era o nesocotire gravă. El știa la ce-i chemat, el știa ce restricții are, el știa pe cine reprezintă, el știa ce menire avea el în Israel și cu toate acestea, cu o nepăsare, un narcisism, o, o gratificare a poftelor lor, a poftelor lui. Am spus poftelor lor, dar e valabil pentru societatea din jurul nostru. Același lucru se întâmplă sub ochii noștri. Poftele, în primul rând, euul meu să fie satisfăcut. Calc regulile lui Dumnezeu. Dar euul meu și poftele mele, în prim plan, e sloganul, feel good. A încălcat regulile acestea, mai mult Într-o bătaie de joc mai mare, fără să le spună, a luat din mierea aceea care era scoasă din cadavrul leului, care mirosea și erau bacterii în putrefacție acolo. A luat mierea aceea spurcată, care nici eu nu aș mânca, o, nici tu nu ai mânca miere din un cadavru. Îmi place mierea și îți place și fagurile e foarte bun să-l mesteci. E bun. Dar nu din cadavru. Vă dați seama cu ce om avem de-a face? Vă dați seama de lucrul acesta? El le-a dat și părinților lui să mănânce. N-a fost destul că a mâncat el. Să-i pângărească și pe ei. Și pentru ei era păcat să mănânce din cadavru. Dragii mei, cu toate acestea, așa e de mare îndurarea lui Dumnezeu încât în momentele cheie, în momente de mare criză, în momentele în care El a strigat cu adevărat spre Dumnezeu, în momentul în care Dumnezeu a totuși a vrut să izbăviască, să înceapă marea lucrare de izbăvire, în momentele acelea totuși Duhul Sfânt se pogora peste el. Și lucrările pe care o sută de oameni nu le pot face, le făcea unul singur. Că așa e puterea lui Dumnezeu, e când vine peste cineva. O, oh, Doamne, umple-ne de puterea ta să facem lucruri mai mare decât sunt. Resursele noastre slabe. E mare potențialul acesta, este extraordinar. Dragii mei, știți cum văd eu această îndurare a lui Dumnezeu, în ciuda faptului că Samson încălca regulile lui Dumnezeu puse pentru el. Le încălca categoric, flagrant, cu nerușinare aș putea să spun, nu greșesc deloc dacă spun, cu nerușinare, nu-i păsa de ele. În ciuda acestui lucru a mai rămas așa cum rămâne în focul mare. Dacă ați făcut un foc mai mare cu multe lemne, rămân dacă nu-l stingi, poate și o zi, două, în spuza aceea, în cenușa aceea groasă, rămâne un cărbune care mai are în el jar. Dragii mei, când eram copii și și mai recent, după o zi de la facerea focului. Scormoniam acolo dacă nu ploase în cenușa aceea și nu ne trebuia chibrituri. Găseam vreascuri micuțe întâi sau o bucățică de hârtie și apoi vreascuri finuțe mici și tot mai groase. Suflam în jăratic acela și o pâlpâială mică de flacără, aprindea focul acela și în 20 de minute era o pălălaie mare, puteam să frigem cartofia sau cucuruz, cum ziceam noi, porumb. Așa văd eu îndurarea lui Dumnezeu. Din tot ce trebuia să respecte Samson, din tot ce trebuia să iubească el, rămăsese doar un cărbune micuț, era doar părul lui lung, nimic nimic altceva. Părul lui lung, în mijlocul crizelor mari, era jăraticul pe care Dumnezeu încă îl vedea în cenușa groasă. Și din când în când Dumnezeu zicea, ok, cărbunele acela micuț, părul lui lung, care îmi amintește de destinul lui, de izbăvitor, acela va fi reaprins de Duhul Sfânt și va crește iar un foc mare și o să mai fac o ispravă și încă una, și încă una. Așa văd eu și de multe ori în viața noastră Dumnezeu face la fel, de multe ori. Un pic cam lunguță introducerea aceasta la crize. Vorbesc acum despre crize, dar cum o să trec la crize? Prima criză, pe care o găsim e un pic înaintea textului citit de mie, este în versetul, capitolul 15, versetele 11 la 13 și le citesc, că e frumos și interesant. Înainte de aceasta, filistenii năvăliseră peste Iuda și le-au cerut să le dea pe Samson, că au venit să-l prindă pe Samson. Și atunci citim versetele 11 la 13. Atunci, 3.000 de bărbați din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii Etam și au zis lui Samson: Nu știi că filistenii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci? El i-a răspuns: Le-am făcut așa cum i-au făcut și ei mie. Ei i-au zis: Noi ne-am pogorât să te legăm ca să te dăm în mâinile filistenilor. Samson i-a zis: Jurați-mi că nu mă veți omorâ. Ei i-au răspuns, nu, vrem numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorâ. Și l-au legat cu două funii noi și l-au scos din stâncă. Dragii mei, e, e fabulos pasajul acesta. Adică, în ce decădere au ajuns oamenii aceia, pe vremea aceea, era clar din intenție lui Dumnezeu, spuse lui Moise, spuse lui Iosua, din ce se întâmpla din promisiunile Domnului, că Domnul vrea dispariția, împingerea filistenilor de acolo. Era teritoriul promis lor, era țara pe care ei trebuia să pună mâna. Și acum au erou ăsta care i-a pus pe fugă cu sutele, cu miile pe, pe filisteni și 3.000 de bărbați luptători. S-au coborât să lege, să-l dea în mâna dușmanului. Nu se ntoarse pe dos lucrurile. Era o harababură de nedescris. Era totul nu mai era normal, nu mai era nici măcar firesc. Unde e patriotismul lor, unde e încrederea în promisiunile Domnului. Era eroul, era ăsta care îndrăznea să sară în mijlocul o de oameni. Cum ar fi fost 3.000 să-l urmeze? Îi punea pe fugă, în Marea Mediterană se opreau. În loc de asta, prima criză, dinaintea pasajului nostru, în versetele pe care le-am citit, noi am venit să te legăm, te dăm în mâinile lor. Dar de ce nu le-au spus filistenilor, ați venit să-l căutați, duceți-vă și luați-l, luați-vi-l voi. Că știau că nu se va lăsa ușor legat și va fi, Va fi problemă mare pentru filisteni. Adică noi mergem să le facem lucrarea mai ușoară la filisteni, să-l prindă pe eroul nostru. Foarte tragică această pictură, acest peisaj, această, această uh, situație sau, sau circumstanțele acestea în care Israel a decăzut așa de mult. Și aceasta a fost prima criză și nu găsim pe Samson că se roagă. Samson se roagă de ei. zice ok, ați venit să mă luați, dar nu mă promiteți: nu mă omoriți voi. Că eu nu mă lupt cu voi, voi sunteți poporul meu, cu alte cuvinte. Eu nu vreau să vă fac rău, nu vreau să vă pun pe voi pe fugă. Dacă trebuie să mă legați, legați-mă. Legați-mă. Dar nu mă omoriți. Poate am o șansă acolo, poate ceva se va întâmpla. Dar criza e mare, dragii mei. E mare. Dar nu găsim că. Samson s-ar fi rugat. Dacă se ruga, eu cred că era în Scriptură, dar nu s-a rugat. Apoi, a doua criză, când l-au dat în mâinile filistenilor cu două funii noi legate, legate. că dacă una e o funie expusă mult la soare, mai Scorojește, mai crapă, mai, rămân mai, mai fragilă dacă tragi tare de ea sau ofrești de ceva, Funii noi de cânepă bine împletite? Nu, no, nu. No. Mii de kilograme poate să țină, sute cu siguranță. Dacă e groasă destul, o mie de kilograme sau mai mult ține l-au legat și l-au dat în mâinile lor. Dușmanii străteau strigăte de bucurie. Ați auzit cum am citit? Când a ajuns la Lehi, adică o zonă, o, o, locație acolo aproape de probabil de hotarul filistenilor, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Deci a fost o criză foarte mare. El era în mijlocul lor și ne spune Scriptura aici că cele două, când a venit din nou, Dragii mei, îmi place așa de mult cuvântul ăsta, l-am văzut și eu, nu am studiat ebraica prin școlile care le-am făcut, am studiat ceva greacă, puțin am mai rămas și din greacă, dar am citit ce spun experții, că uh, Duhul Sfânt s-a năpustit asupra Lui. Duhul Sfânt s-a repezit asupra Lui. Deci în România așa, așa cum minte zice, zice Duhul Sfânt a venit peste el, sau Duhul Domnului a venit peste el. Nu, N-a venit așa cum mințel. A venit ca un torrent, s-a năpustit Samson. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Dar știți ce îmi place? Eu când am fost copil, am ars ațe. Îmi plăcea să încerc, să văd cum arde aia, cum arde aia, bine că n-am dat foc la nimic, important, mă la lemne și așa mai departe, la lucruri combustibile, dar ața nu mai rămâne nici cenușă de ea, o ață subțire de bumbac, nu mai rămâne nici cenușă de ea. I nu mean, o poți strânge. Așa arde de mult din ea și atât de rapid, un pic scânteiază și s-a dus. Nu mai poți culege. Dragii mei, două funii groase, noi, la mâinile eroului. El nu le putea rupe omenești. Era un bărbat tare, dar nu ar fi putut rupe așa. Dar când s-a năpustit Duhul Sfânt, au fost ca ațele alea care l-am ars eu în copilărie. Au dispărut, sau au jos. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Nu găsim că s-a rugat nici la această a doua criză. În cărbunele acesta, care era subjărate, care nu respecta poruncele lui Dumnezeu, care nu se ruga, decât foarte, foarte rar, lui Dumnezeu. În cărbunele acestea, ascuns sub cenușă, rămăsese numai părul lung. Și Dumnezeu, din ceruri, a privit la părul lung, a privit la filistenii ăștia care erau dușmanul, du dușmani declarația ei lui Dumnezeu, dușmanii declarați ai poporului binecuvântat, al poporului făgăduinței. Și Dumnezeu a hotărât să năpustească Duhul Domnului peste el, a luat falca aceea de măgar și e o poezie, deci are un, un fel de rimă, se pronunță la fel, grămadă, cu falcă, foarte asemănător, un joc de cuvinte frumos în ebraic, acolo, uh, și el a cântat în cântarea lui și a spus Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, cu o falcă de măgar am ucis o mie de oameni. Acum trebuie să știți că ei nu erau chiar așa de uh, stricți cu numerele ca noi. De multe ori aproximau, dar erau, a fost o mare mulțime a fost de sute sutelor, poate sub o mie, poate peste o mie. Ei aproximau, nu cred că nimeni s-a dus în numere exact, exact. Dar a fost o mare, mare biruință cu falca aceea. Falca de măgara îi umedă, îi și aia e necurată, din nou. <laughs> și aici aveți, nu i-a apăsat lui de curat, necurat acolo. Era în joc și viața lui și era răzbunarea aceea pe care vrea să-i pune la punct să-i bate. Atât a mai rămas din el. Dar Duhul Sfânt a folosit acel puțin care a mai rămas, a năpustit și a dat o putere supranaturală, o îndrăsneală, o viteză, o, 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 bravură extraordinară. Eu cred că au fost mai mulți și au fugit. Știți de ce cred? Că dacă s-au coborât 3.000 de iudei, de bărbați din Iuda, să-l lege și să-l dea lor, eu cred că ei au fost mult mai mulți. Dar chiar în mijlocul, când s-a coborât Duhul Sfânt, chiar în mijlocul Acestei, acestei mari, mari întâmplări, în mijlocul strigătelor de bucurie, oh, venite rou, acum ne bucurăm, acum o să-i pregătim lui o moarte frumoasă, o să facem un ospăț, o să ne bucurăm că dușmanul nostru e legat și îl terminăm acum. Dar strigătele lor de bucurie, când s-a năpustit dul sfânt peste Samson, s-au. Uh, schimbat repede în strigătul morții, dragii mei. Așa o răsturnare, ăștia strigau, oh, ce bine, a venit Samson, poate își lăudau Dumnezei lor, păgâni. Și dintr-o dată a venit Duhul Sfânt și strigătul de biruință împotriva copiilor Domnului a fost strigătul morții atunci pe buzele lor. Eu cred că au fost mult mai mulți și când au văzut ce se întâmplă, cum grămezile să-mi să, -mi, să -mi, învălmășesc unele peste altele de filisteni de luptători și n-au nicio șansă, n-apucă niciunul să facă nimica, ci cad sub falcă, 1, 2, 10, 100, 200, încearcă, dau la fugă, precis că unei au fugit și a ajuns din urmă, pac, 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 au fugit, au dat nevală să fugă și a rămas undeva în jur la o mie de cadavre, acolo mare, mare biruință în această a doua criză. Ce vreau să observ și după această a doua criză? În cântecul lui, același caracter slab. O falcă de măgar, eu, eu, Samson, am omorât o grămadă, două grămezi. Cu o falcă de măgar am ucis o mie de dușmani, o mie de oameni. Unde este aleluia lui Jahve? Unde este mulțumesc Dumnezeului Israel care ți-a îndurat? Unde este Domnul să fie lăudat că a făcut așa ceva prin mine? Duhul Domnului să fie lăudat că s-a năpustit peste mine și lucrarea lui nu e lucrarea mea. Nici o rugăciune nici acum, nici la doua criză, nici la prima criză, nicio rugăciune. Și pe fondul acesta urmează a treia criză. A treia criză este un dușman mai mare decât mia sau miile de filisteni pe care Dumnezeu le-a pus la picioarele lui sub falca umedă de măgar. E mai grea falca de măgar. E mai grea, are păia mai mult decât osul uscat. Și cu aia a tot lovit și a tot lovit sub puterea lui Dumnezeu până a făcut această mare ispravă. Dar acum, dintr-o dată, e om. Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea și undeva Duhul Domnului s-a disipat în slăvile dumnezeiești, nu știm cum și unde. A rămas din nou om și după o asemenea ispravă, după o asemenea efort, foarte natural, așa de frumos, e foarte verosimil lucrul acesta. Murea de sete, Samson, murea de sete. Și după o muncă grea de două ore sau de o oră jumate, dacă n-ai apă și ai muncit greu, 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 setea te răpune. Și nu mai avea ce să facă, nu, nu mai putea, nu, nu era apă în jur, era un loc uscat acolo, o crăpătură aceea a, a stâncii la lehi era uscată și acest dușman mortal îi dă târcoale și dintr-o dată își dă seama, sunt pierdut, au fugit sutele și miile filistenilor când au văzut grămada mea de cadavre, dar sunt pierdut, că eu mă sting de puteri și vor veni și poate leșinați sau chiar mort de sete, mă vor lua și vor bat trupul meu, ei, ne tăiați în prejurii ei care sunt dușmanii mei și dușmanii lui Dumnezeu. Abia atunci, după a treia criză, putem să zicem din nou, ce am zis la început, liniște. Samson se roagă. Samson se roagă. Dragii mei, Samson s-a rugat și noi putem învăța din rugăciunea lui. Ați putea să ziceți, frate Nuțu, cum se poate așa ceva? El a izugrăvit că e un om carnal, mâna de pofte, mâna de eu lui, narcisistic, el vrea totdeauna să iasă în evidență, să fie el, nu amintește Dumnezeu, nu e preocupat de organizarea luptei și eliberarea, cum ar fi fost necesar și așa mai departe. Și acum ne spui că avem de învățat dintr-o rugăciune a lui. Da, Putem face liniște și să ascultăm rugăciunea lui Samson, pentru că, deși este foarte scurtă rugăciunea aceasta, este foarte adâncă prin conținut, prin credința cu care o, o, o rostește și, bineînțeles, prin rezultatele extraordinare ale acestei rugăciuni. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiați prejur. Acesta este strigătul rugăciunii, dragii mei. Este un strigăt al rugăciunii, este o, o rugăciune strigăt. Dragii mei, mă duce direct în Noul Testament. Mă duce direct pasajul acesta. Știți unde mă duce? unde spune cuvântul în Noul Testament că și Domnul Iisus în zilele vieții lui pe pământ s-a rugat către cer cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească. Da, strigătul în rugăciune n-a dispărut, dragii mei. Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, ne, ne arată prin pilda lui personală Că există și are putere strigătul în rugăciune, strigătul adevărat, din adâncul inimii, strigătul care îl onorează pe Dumnezeu, strigătul care, care arată dependența de Dumnezeu. Strigătul acesta al rugăciunii, pe care tocmai l-am citit în versetul 18, avea intensitate în el. Omul acesta nu era un om al rugăciunii. Dar el nici nu și-a dat seama poate până acolo că mai mult decât forța mușchilor lui, mai mult decât gâtul lui țapă de bărbat tare, mai mult decât spatele lui puternic și raspinării tare și picioarele musculoase și puternice, mai mult decât aceste lucruri, mai mult decât mâinile lui agile și decât mintea lui ageră ca să născocească lucruri să-i bată pe filisteni. Mai mult decât toate acestea, în el era o putere ascunsă. În el era puterea de a se ruga. Puterea de a se ruga pe care mereu și mereu a neglijat-o în timpul vieții lui. Dar iată, strigătul acesta arată, arată ceva frumos. El în sfârșit a strigat către Domnul și a zis, tu ai îngăduit prin mâna robului tău. Cine vine în prim plan aici. Nu mai este Samson în prim plan. Dumnezeul Jehova, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul viu în vecii vecilor, Dumnezeul creator și Dumnezeul mântuitor, binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Mărire lui Dumnezeu. El era înălțat după această ispravă. În acest moment de mare criză, criza a treia, când izbucnește în rugăciune, în rugăciunea strigăt, în sfârșit, Samson vine pe planul 2 sau 10 și Dumnezeul cel viu este înălțat pe prim plan. Tu, prin mâna ta, ai îngăduit, tu, Doamne, ai realizat acest lucru, nu eu. Și de asemenea, el cunoștea foarte bine caracterul lui Dumnezeu. A îngăduit această mare izbăvire, și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiați în prejur. Dumnezeu îi ura pe filisteni. De ce? Că îi întorceau spatele, îl sfidau. Dacă vă amintiți de Goliat, a ieșit și 40 de zile, a blestemat pe cine oștirea și pe Dumnezeul lui Israel. Duhul goliatic n-a dispărut dintre ei, era încă acolo prezent în armatele lor, în conducătorilor, în, în preoții lor păgâni, era acolo. Și Dumnezeu ura aceste lucruri și rostise cuvântul nimicirii în dreptul lor. Și Samson știa acest lucru și de aceea zice, tu ai îngăduit și acum lași ca pe mine pe care m-ai folosit să-i să pun la punct. Acum tu, Doamne, Parcă nu poți să faci acest lucru. Cum poți lăsa tu așa ceva? Avea dreptate, avea perfectă dreptate. De ce? Exact asta se întâmpla. Dumnezeu e prea iubitor pentru poporul legământului, dragii mei. Dumnezeu e prea bun, prea generos ca să lase pe cel binecuvântat care face voia lui să fie până și trupul în moarte să fie bagiocorit. Mai ales în Vechiul Testament, nici de cum. Foarte bine a țintit rugăciunea lui. A cunoscut caracterul, a cunoscut atributele sfinte minunate ale lui Dumnezeu. S-a rugat fain, scurt. Dragii mei, uneori ne rugăm lung, dar știți de ce ne rugăm lung? Fiindcă nu întotdeauna prindem legătura care trebuie cu cerul, cu urechea lui Dumnezeu. Nu întotdeauna simțim din plin. Și uneori ne trebuie o îndepărtare de lume în rugăciune și apropiere de Dumnezeu și să intrăm în mintea Lui și când simțim prezența Lui, nu mai trebuie lungă rugăciunea. De ce? Ne umple Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și prezența Lui și știm că primim ascultare de cel prea înalt. Dar omul acesta s-a rugat scurt, nu era nici obișnuit, nu avea doctrină, el nu știa doctrină, nu, nici nu-i de așa ceva. Dar la anarhie știe că este un Dumnezeu adevărat, își dă seama că el a, a greșit și că e a Domnului Slava și el a adus biruința. Se roagă intens și se roagă cu credință. Se roagă cu credință, nu știm cum. Dragii mei, nu mă întrebați că nu știu cum e posibil dintr-un om așa de carnal și așa narcisist cum a fost Samson să iasă o asemenea rugăciune și cu atâta credință. Intensă, plină de credință, cunoscătoare a adevărurilor și a atributelor sfinte ale lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat. Era în el tainică puterea în rugăciune și nu o folosea. Izvorul. La rugăciunea aceasta, așa cum am descris-o și cum poate o înțelegeți și voi și vă mai puteți gândi la ea, că poate trebuie să aplicăm și noi câte ceva din acest fel de a se ruga intens și plin de credință, la rugăciunea aceasta izvorul se deschide. Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut. Duhul i s-a întremat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela Enhacore, izvorul celui ce strigă, adică strigă în rugăciune. El este și astăzi la lehi. Dragii mei, era acolo o crăpătură a stâncii, era o fisură a stâncii. Și eu cred, Geologic vorbim, domenește vorbim, cum vreți. Eu cred că era o masă mare de apă în spate acolo, adunată cu presiune mare. Eu cred că era acolo, că este, sunt uh, rezervoare mari de apă în munți și sunt și în șesuri, sunt uh, uh, pânze freatice și cantități mari de apă. Era în spatele, stânca era fisurată, era o crăpătură în stâncă, dar mai adânc stânca ținea apa încă, o ținea. Dar în momentul când se întâmplă rugăciunea aceasta, Dumnezeu intervine din nou și stânca aceea care încăținea, dar era o fisură mică, care era mai slabă. La o lovitură supranaturală a lui Dumnezeu, din lumea nefizică, de dincolo, din lumea care contează, din lumea lui Dumnezeu, a venit lovitura aceea care a despărțit, în sfârșit, și a... a Explodat fisura aceea și-au țâșnit izvorul de acolo. Apa era și a început să curgă, apa era multă și se aduna și mereu a curs apă așa. a fost format un izvor acolo. Din ce cauză? Din cauza rugăciunii. Stânca ar avea o crăpătură acolo micuță, dar nu era încă pătrunsă, s-a despicat la puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu despică stânca dacă trebuie, slăvit să fie El. Slăvit să fie, Doamne, dă-ne credință, așa să ne rugăm, să se despice stânca dacă nu se poate altfel. Dacă trebuie stânca despicată, Dumnezeu o despică. Dacă ne rugăm, plin de credință și după voia lui Dumnezeu. În încheiere, dragii mei, în concluzie, aș vrea să vă spun că atâta vreme cât încă în noi, există un jăratic un cărbune care încă mai are în el un pic de foc ascuns acolo, care mă sub cenușă, poate câteodată din cauza preocupărilor noastre zilnice, viața aceasta te consumă foarte mult, pe toate planurile suntem răspândiți poate din cauza aceasta să depune un strat de cenușă destul de grosuț peste cărbunele acela. Dar cărbunele acela legământului, dragii mei, noi suntem niște membri ai unui legământ făcut prin sângele Fiului Lui Dumnezeu. Lui Samson nu i-a mai, rămas decât, decât părul, poate într-o clipă de descurajare, poate într-o clipă de, de, boală, de tragedie, poate nu i mai rămâne decât gândul acesta, sunt Fiului Lui Dumnezeu, născut prin jertfa cea mai deplină de la calvar. Sunt un fiu, sunt o fică alegământului, Doamne, adu aminte de mine, că restul nu mai am nimic, ca totul e acoperit de cenușă. Atât dacă mai ai. Și Duhul Sfânt se poate năpusti și astăzi. Duhul Sfânt poate da năvală și astăzi, dragii mei. Și, de asemenea, aș vrea ca Așa cum în viața lui Samson rugăciunea nu a ocupat un loc prea mare și nici după această izbăvire pe care am citit-o Nu cred că în locuința lui, el a domnit 20 de ani în Israel ca judecător Nu cred că s-a auzit de multe ori în casa lui, poate niciodată, poate foarte puține ori să se audă din nou Liniște, Samson se roagă Cred că de puține ori la sfârșit, și poate odată o să mai aduc un mesaj din încă o situație în care mai putem spune, liniște, Samson se roagă la sfârșitul vieții lui. Poate că am să abordez și mesajul acesta cu același titlu, episodul 2, când va da, când va ajuta Dumnezeu, dar aș vrea să spun că foarte puțin s-a auzit în casa lui Samson, liniște, faceți liniște, cine o fi pe acolo? servitori, mama dacă o mai fi trăit sau tata, liniște că se roagă Samson, nu-l tulburați. Nu s-a prea auzit, dar aș vrea ca tot mai des în casele noastre, dragii mei, în casele noastre, să se audă cât mai des, să se audă cât mai des fraza aceasta. Liniște, nu ți se roagă. Liniște, Adi și Oana se roagă și a mers și Edison lângă ei să se roage Liniște, faceți liniște acum până se roagă Sau Alex sau Mariana sau Viorel, Lina și ceilalți, și ceilalți, și ceilalți, liniște că acesta sau aceea sau ei împreună se roagă și ceva mai mult, dragii mei, ceva mai mult, Tare bine ar fi dacă copiii din familie, tinerii, când mami și tati se roagă, dacă spun să facem liniște că se roagă mami sau tati sau se roagă mami și tati și ei să zică, știți ce? Haideți să mergem și noi împreună cu ei să ne rugăm. Dragii mei, aș vrea să învățăm Chiar de la un om așa carnal ca Samson să învățăm că rugăciunea are putere și dacă, dacă se aude această frază mai des în casele noastre, când vom fi în situații critice, în crize mari, Dumnezeu despică stânca și ia să izvorul și aș vrea ca izvorul binecuvântărilor lui Dumnezeu să umple viețile voastre, să fiți rugativi, să fiu rugativ. Și eu cu familia mea, cu cei dragi ai mei, să fim rugativi și izvoarele lui Dumnezeu să țâșnească din stâncă dacă trebuie, dar să inunde viața noastră și Domnul să ne binecuvinteze. Aș dori să vină și... Uh, Cristi sau cu echipa dacă vor să mai cântăm o cântare și Domnul să ne pună pe inimile noastre dorul acesta să se audă în casele noastre liniște că se roagă, liniște că ne rugăm acum. Domnul să ne ajute și binecuvântarea Lui să fie deplină peste noi, peste oaspeții noștri, peste cei care ne ascultă ocazional pe internet. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un duh al prețuirii rugăciunii, cu un duh al rugăciunii. Amin.